ele sunt preluate de către echipa mobilă sau camioanele noastre, pleacă la depozit, sunt sortate pe categorii, se încarcă în saci și pleacă la reciclare în România, Germania sau Ucraina, cum am zis. Deci sunt categorii gen plastic, textolit, circuite imprimate, ecrane, lămpi fluorescente, deci avem parteneri reciclatori cu care ne-am mijlocit, colaborăm la capitolul reciclare ecorațional. Din păcate, materia primă în Moldova nu prea rămâne. Noi avem și un principiu, gestionarea deșeurilor sau acțiunile noastre să genereze zero deșeuri. De aia și căutăm în fiecare an, suntem în căutarea mai multor reciclatori din piața internațională sau mai mult din Europa, zic, ca să ne debarasăm ecorațional de toate tipurile de deșeuri care le generăm în urma procesului de triere. Republica Moldova nu are condițiile deocamdată pentru colectare selectivă. Ne bucurăm nespus că deja a apărut în premieră în Republica Moldova o linie de sortare, cea mai mare linie de sortare a partenerilor noștri ABS. Asta înseamnă că 15-20% din deșeurile reciclabile ajung la destinație și pot fi reintroduse în circuitul economic. Deci este o soluție cea mai bună. Persoanele fizice, atât și juridice, nu pot selecta sau nu colectează selectiv din moment că nu au un mecanism viabil. Toți oamenii care dețin deșeuri reciclabile nu le sortează sau nu le colectează selectiv dintr-un singur motiv. Nu au un buyback sau nu sunt motivați financiar pentru asta.